se pare interesant la seria FAN. FAN for Starters, FAN for Movers, FAN for Flyers. E o ediție pe care eu o iubesc. Interesant. Ce mi se pare de-a dreptul uluitor sunt lecțiile foarte aerisite, aparent cu puține exerciții, ceea ce le place foarte mult copiilor, dar cu care poți lucra câteva ore bune conform Teacher's Book-ului. De exemplu, o lecție poate include un exercițiu în care copiilor li se cere să potrivească, să tragă linii, de fapt, între părțile corpului unui monstruleț foarte haios și foarte viu colorat și cuvintele corespunzătoare. Asta e tot. Clar, foarte bine așezat în pagină, foarte memorabil. O lecție. Dacă deschidem Teacher's Book-ul însă, găsim una, două, poate chiar trei variante de warm-up, apoi partea de predare, care poate include încercuirea unor cuvinte, conform dictării profesorului, scrierea, copierea cuvintelor pe categorii, exerciții de pronunție și așa mai departe. Ca să nu mai vorbim de faptul că seria Story Fun, Story Fun for Starters, Movers, Flyers, se completează perfect cu Fun For. Absolut, absolut.